Scopul activității este de a-i familiariza pe copii cu patrimoniul nostru construit, astfel încât să ajungă să-l îndrăgească și mai târziu, ca adulți, să contribuie în mod conștient la protejarea acestuia. Activitatea constă din două elemente. O vizită ghidată, al cărei conținut este determinat de timpul disponibil, de mărimea și vârsta grupului, precum și de dinamica de grup, însă trebuie să conțină cel puțin acele informații pe care copiii le vor utiliza în cadrul celui de-al doilea element, vânătoarea de comori. În timpul vizitei ghidate interactive, copiii învață despre trecutul castelului, despre clădirile sale, funcțiile acestora și elementele decorative valoroase, precum și despre viața cotidiană a familiei care a locuit aici. Cantitatea de informații istorice este redusă în mod conștient, accentul fiind pus mai degrabă pe cunoștințe legate de stilul de viață, arhitectură și istoria artei. Pentru vânătoarea de comori, fiecare copil primește o reprezentare de ansamblu a castelului, pe care urmează să lipiască autocolante. Autocolantele reprezintă elementele valoroase ale castelului, care au fost prezentate în timpul vizitei. Pentru a câștiga autocolantele, copiii trebuie să răspundă, pe baza celor auzite anterior, la întrebările îndrumătorilor de joc care îi așteaptă în diferitele locații ale castelului sau să rezolve diverse sarcini. Dacă reușesc să adune toate autocolantele, câștigă comoara finală, care în acest caz este o cărticică pentru copii cu istoria castelului, dar care poate fi și alt tip de cadou. Metoda descrisă are mai multe avantaje. Poate fi adaptată la aproape orice clădire, ansamblu de clădiri sau sit de patrimoniu. Durata activității este de doar câteva ore, dar poate fi dezvoltată și într-o activitate mai complexă, cu durată mai lungă. În plus, necesită participarea activă a copiilor, care pornesc într-o aventură pentru a descoperi valorile trecutului, reținând astfel mai bine informațiile furnizate în timpul activității, învățând despre patrimoniul construit din mediul lor și ajungând să îndrăgească și să aprecieze valorile acestuia.